Locurile. Copiii stăteau la masă, mama le-a pus sarmale și sarmalele erau multe, dar și copiii mulți. Tata lipsea de acasă, era plecat în delegație. Și știți cum sunt copiii, se joacă oriunde. Au propus să se joace de-a familia și cel mai mic a declarat că el e tata. El e tata acum la masă, să și pusese pe locul tatălui la masă. Apropo, câți dintre dumneavoastră aveți la masă locul tatălui? Haide. Nu așa că de fiecare dată cineva atentează la scaunul ăsta? Everybody. Nu vor, domnule, să-l respecte niciodată, nu? Culmea, se pot pune la toate celelalte scaune, dar pe scaunul tău se pun, nu? Aveți și noi un scaun, domnule, și la ăsta umblă cineva. Bineînțeles, ăla mic s-a pus pe scaunul tata și a declarat că el e tata acum. O surioară mai mărișoară, vrând să-i facă necazuri, zice, dacă ești așa tata și le știi pe toate, spune cum se fac sarmalele. S-a gândit la mic și a spus, întreabă pe maică ta. S-a descurcat rapid. Întreabă pe maică ta, asta nu e chestie de bărbați, asta e chestie de femei. Ele trebuie să știe. Este grozav ca de ziua taților să medităm asupra acestei responsabilități extraordinare pe care am primit-o din partea lui Dumnezeu de a fi părinți. În seara aceasta vreau să încep cu dumneavoastră tema despre care vreau să vorbesc, pe care mi-a intitulat-o Responsabilitățile unui tată. Aș vrea să încep de la cele 10 porunci. Aș vrea să începem de la cele 10 porunci. Dacă deschideți cu mine la Exodul, capitolul 20, vreau să spun de la bun început că cele două table pe care Dumnezeu le-a scris cu degetul lui și le-a dat lui Moise, nu au conținut, așa cum ne imaginăm noi, imediat împărțim 10 la 2, 5, 5, 5 porunci pe una, 5 pe alta. Nu e adevărat. Una avea 4 și una 6. Pentru că prima tablă cu cele 4 porunci, primele 4 porunci, vorbeau despre Tatăl Ceresc, despre relația omului cu Dumnezeu. Dacă citiți cele 10 porunci, primele 4 vorbesc despre relația omului cu Dumnezeu. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închini înaintea altor Dumnezei, să nu iei numele Domnului în deșert.
Să respecti ziua lui Dumnezeu. Patru porunci absolut fundamentale. Dacă le analizăm puțin, ne dăm seama că le putem respecta, aceste patru porunci divine, dacă o respectăm pe prima. Dacă am călcat prima, celelalte sunt imposibil de respectat. Dacă avem o relație bună cu Tatăl nostru din ceruri, poruncile pe care El ni le dă sunt ușor de respectat. Tot încep de aici, relația noastră cu Tatăl nostru ceresc. A doua tablă, care conținea șase porunci, începea cu porunca aceasta: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Vorbea de relația noastră cu Tatăl nostru de pe pământ. Dacă prima vorbește de relația cu Tatăl nostru din ceruri, pe tabla a doua, poruncile începeau cu relația noastră cu Tatăl nostru cel de pe pământ. Din nou, dacă le citiți pe celelalte, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să nu poftești casa aproapelui tău și așa mai departe, respectarea acestor porunci este dictată în primul rând de cinstirea părinților. Dacă nu cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este foarte ușor să le calci pe celelalte. Dacă nu ai o relație bună cu părinții tăi de acasă, te apuci de crime, de curvie, de furt, de minciună, de poftele pentru bunurile altora. Observați că relațiile noastre cu Tatăl Ceresc și relațiile noastre cu Tatăl nostru cel de pe pământ ne dă tăria, ne dau tăria, ne dau puterea, să zic așa, de a împlini poruncile lui Dumnezeu. Toate încep din relația aceasta pe care o avem cu Tatăl nostru din ceruri și cu Tatăl nostru de pe pământ. Copiii care își respectă părinții, care îl cinstește pe tatăl său și pe mama sa, copiii aceștia li se lungesc zilele, sunt binecuvântați și respectă relațiile interumane, proprietatea privată. Copiii binecrescuți în casă sunt o garanție că ei vor fi o binecuvântare și pentru societatea în care noi trăim. De aceea am vrut să subliniez lucrurile acestea în introducerea predicii mele, ca să spun acest adevăr extrem de simplu. A fi credincios lui Dumnezeu implică, în primul rând, respectarea acestei porunci foarte mari. Să nu ai alți Dumnezei în afară de Dumnezeul cel adevărat. Și apoi, celelalte porunci ale lui Dumnezeu sunt ușor de împlinit. A trăi frumos în această lume, în relațiile noastre interumane, ține de relația noastră cu Tatăl nostru cel de pe pământ, cu familia noastră. Dacă ne iubim familia, ne respectăm părinții, este foarte ușor să respectăm oamenii din jurul nostru. Este foarte ușor să respectăm proprietatea celorlalți, bunurile celorlalți. Când relațiile de familie suferă, suferă, de fapt, întreaga societate. Numărul crimelor din această societate se mulțește odată cu stricarea relațiilor de familie. Sunt îngrijorat să constat că o bună parte din copiii Americii trăiesc fără tată. Sunt comunități etnice în care numărul celor care se nasc fără tată este îngrijorător de mare, peste 50%. Copiii care nu își cunosc și probabil nu își vor cunoaște niciodată tatăl lor pământesc. Dacă nu-l cunoști, nu-l vei respecta. Dacă nu-l ai, nu o să ai de la cine să înveți. Criza aceasta este uriașă. Dacă America are vreo criză, criza ei este de tați. Nu avem criză de mame, ele sunt la postul lor. Mergeți la școala dumneavoastră și întrebați câți copii au numai mamă și o să fiți speriați. Sistemul judecătoresc din America oferă în urma divorțului copilul mamei, pentru că știe că inima de mamă nu-l va abandona pe copilul acela. Dar același judecător știe
că în America tatăl și-a abandonat familia. Sunt milioane de americani care fug să nu-și plătească pensiile alimentare, să nu-și suporte financiar copiii. Este una dintre cele mai formidabile tragedii din această țară. Nu e de mirare că acești copii care cresc fără părinți și mai ales fără modelul masculin din casă, fără tata, vor călca celelalte porunci ale Domnului. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu poftești casa aproapelui tău. Nu e de mirare. De aceea, în această zi a taților, fac un apel și vreau să spun că sunt mândru că sunt român, pentru că noi românii ne iubim familia, stăm împreună, cazurile de divorț sunt extrem de rare și lucrul acesta este foarte pozitiv pentru grupul nostru etnic. Dacă avem vreo valoare, asta este, să stăm lângă familia noastră, să ne educăm copiii și să creștem copii sănătoși. Copiii care au mamă și tată, care își respectă părinții, își vor respecta și societatea și semenii lor. Dar de ziua aceasta tatălui am zis că aș vrea să vorbesc în această seară despre responsabilitățile unui tată. Responsabilitățile unui tată. Primul lucru despre care vreau să menționez și este una dintre cele mai importante responsabilități a unui tată de astăzi este asigurarea celor necesare vieții copiilor lui. În 1 Timotei, capitolul 5, versetul 8, Apostolul Pavel spune așa: dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Este mai rău decât un necredincios. Același Apostol Pavel în Corinteni, în 2 Corinteni, capitolul 12, spunea așa la versetul 14, un lucru foarte important și aș vrea să vi-l citesc aici. Iată ce scria el celor din Corint. Iată că sunt gata să vin a treia oară la voi și tot nu voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Ce-i drept, nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copii. Este datoria noastră, ca și părinți, să agonisim cele necesare copiilor noștri. Încă o dată vreau să spun, din nou sunt mândru că sunt român, pentru că noi românii ne gândim la cele necesare copiilor noștri. Suntem capabili de jertfe și de sacrificii extraordinare, copiii noștri să nu sufere. Dacă ne aducem aminte de ce am venit în America, unii dintre noi am fugit peste graniță, alții ne-am luptat cu autoritățile comuniste. Am întâlnit români care au trecut Dunărea în not. Avem unul aici. Poate cel mai ciudat caz care eu l-am întâlnit vreodată, niște români au construit un submarin. Ascultați-mă bine ceva. Au construit un submarin, domnule. Nu din ăla oltenesc. Că Măgaru e numit submarin. Că stă submarin. Stă marin călare pe el și el e sub... Nu din ăsta. Au construit o navă. Ascultați-mă bine. Au construit un submarin. Ok? Cu pedale ca să meargă, aveau pedale de bicicletă, aveau absolut tot ce trebuie, am văzut pozele lui, am văzut specificațiile tehnice ale submarinului, cu care au fost români care treceau Dunărea, domnule, cu submarinul ăsta de buzunar. Unul singur încăpea în el. Teribil. Am făcut sacrificii ieșite din comun și una dintre explicațiile pentru care am fugit din România, pentru care ne-am sacrificat, pentru care ne-am riscat viața, a fost bunăstarea copiilor noștri. Așa este? Într-o zi am zis, I'm sick and tired, să stau la coadă la lapte, de la 5 sau la 4 dimineața. Și după ce ai stat și ai ajuns la rând, s-a terminat în fața ta. Era groaznic.
Era groaznic să trăiești lucrurile astea, nu? Să primești un kilogram de zahăr pe lună. Jumătate de litru de ulei. Asta era porția pe lună. N-aveai voie să mănânci mai mult. Făceai diabet, domnule. Aveau grijă de noi. Dar nu pățim ceva. Okay? La începutul lunii ne duceam să ne scotem porția de zahăr și ulei. Terminasem cu cartelele la pâine. Și am zis, enough is enough. Nu vrem copiii noștri să sufere asta. Nu vrem copiii noștri să stea la coadă. Nu vrem să trăiască mizerile pe care noi le-am îndurat. Am fugit să le asigurăm cele necesare. Și bine am făcut. Și încă o dată, sunt mândru că suntem români, pentru că românii se îngrijesc de bunăstarea copiilor lor. Necazul știți care? Că ne îngrijim prea mult. Asta este. Copiii noștri devin prea bogați. Îi stricăm. Am trecut de la o extremă la aia la altă. Am trecut de la o extremă la aia la altă. Îmi spunea unul că acum fetița lui avea 16 ani jumate. Nu-i mai plăcea mașina pe care a cumpărat-o tata. Nu. Nu mai voia Lexus. Voia BMW. Și știa exact A4. Cum zic italienii, nu? Zice că la granița Italia cu Europa au prins un A4 și italianul a zis: amendă, sunteți 5 în A4. A încercat ăla să-i explice: domnule, stai puțin, că A4 e marca mașinii, nu? A4 nu e vorba de pasager. Nu, sunt 5, amendă. Păi zice, nu este unul mai deștept aici. Unde e șeful vostru? Ce e ocupat. Zice, a prins pe doi într-un Fiat Uno. Problema e că de la extrema sărăciei și a lipsurilor, nu? Ne-am dus la partea aia la altă. Copiii noștri sunt extrem de bogați și cu asta îi stricăm. Copiii noștri devin materialiști. Copiii noștri nu mai pleacă de acasă. Am auzit pe unul aici în Arizona, tare mi-a plăcut ideea, zice, știți de ce nu se face casă cu basement în Arizona? Ca să plece copiii, să nu se mută la noi în basement. Dar nu se face casă cu basement în Arizona. Why? I like that. Are cineva casă cu basement? Nimeni. Deci să plece, domnule, cât mai repede. Nu? Să se însoare, să se mărite, să aibă casa lor, să nu se mute în basement la noi. În cazul nostru ăsta este că prin asigurarea celor necesare, lucrul ăsta devine esențial pentru noi. Cheltuim enorm de multă energie pentru banii, pentru mașinile, pentru bunurile, pentru hainele, pentru hainele de marcă ale copiilor noștri, așa, și nu ne gândim la sufletul lor, nu ne gândim la alte lucruri care sunt mult mai importante. Credem că dacă lucrăm 12 ore pe zi, nu, să aducem cât mai mulți bani acasă, copiii noștri o să fie tot mai fericiți. Ascultați-mă bine, ei au nevoie în primul rând de tatăl lor, mai mult decât de banii tatălui lor. Au nevoie de tatăl lor. Să nu exagerăm cu porunca aceasta divină, cu această responsabilitate și să credem că este unica. Așa de ușor ne amăgim. Noi lucrăm și lucrăm pentru copiii noștri. Ce le mai trebuie? Ce le mai trebuie, domnule? Le-am cumpărat casă, au fiecare camera lor, au fiecare televizorul lui, are mașina lui fiecare. Tot ce vrea îi cumpără tata și ăsta tot unhappy îi? Sigur că da, pentru că ăsta are nevoie de tata, are nevoie de altceva mai important decât de banii și de materialismul pe care îl oferă tata. Datorită acestei exagerări ale noastre, adeseori copiii noștri românilor cresc fără noi. Suntem o absență foarte mare din casă.
ce diferență între copilul la care nu are deloc tată sau copilul la care are din când în când, nu? Tata pleacă când el doarme și vine când doarme copilul. Și trece o zi, două, trei, trece o săptămână, o lună și nu-l mai vede pe tata. Haideți să ne gândim foarte bine la lucrurile acestea, pentru că nevoia copiilor noștri nu este numai aia materială. Chiar dacă avem virtutea aceasta că nu îi lăsăm să sufere, totuși există odată cu ea pericolul exagerării noastre în domeniul ăsta. Considerăm că pot să ne înlocuiască lucrurile care le dăm copiilor noștri. Nu ne pot înlocui. Ei au nevoie de noi. Mai mult decât de lucrurile care le oferim noi copiilor noștri. O altă obligație pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu, o spune Apostolul Pavel la Coloseni, capitolul 3, versetul 21. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Nu întărâta la mânie, cum spune Pavel mai departe, apoi în Efeseni 6, cu 4. Cum putem să-i provocăm sau să-i întărâtăm la mânie pe copiii noștri? În primul rând, prin porunci iraționale. Prin porunci lipsite de rațiune. Adeseori, în relațiile noastre cu copiii noștri, aplicăm standardele noastre la lumea lor. Și o lume foarte diferită, lumea copiilor. Un copil se uită la noi, mai ales duminica, nu? Duminica după ce vii de la biserică. Dom'le, te poți uita la televizor, te poți juca, Nintendo, cine știe ce alte minuni, Xbox. Acum se zice că apare un alt X și un alt box Microsoft decât toate alelalte. Iar urmează niște cheltuieli pe noi, acum de Crăciun, aud. Iar vine PlayStation. Iară vin niște cheltuieli pe capul nostru. Și atunci copilul zice așa, măi, te poți juca cu toate minunile astea, nu? Și ăștia se culcă la 12, ăștia dorm la 12. El nu înțelege chestia asta absolut deloc. Nu? Lumea copiilor este foarte diferită de a noastră. Și atunci vrem standardele vârstei noastre sau lumii noastre să le impunem copiilor. Porunci iraționale. În satul nostru era faimoasă ideea asta și povestea asta. Era un țăran foarte, foarte aspru cu copiii și zgârcit în același timp de tot. Când mâncau fasole, le dădea să mănânce cu un fel de ac, așa lung, nu? Câte un bob odată, nu cu furculiță, că poți să iei mai multe. Să și muncească când mâncau fasolea. Wow! It's a good idea. Dacă nu știu, ar mânca fasole, ar fi bine. Tot ăsta zicea că îi punea pe copii să stea pe scaun și n-au voie să miște deloc. Și unul mai șmecher a întrebat, dar zice, din ureche avem voie să mișcăm. Nu? N-au voie să miște deloc, domnul. Bineînțeles, când dai asemenea porunci absurde, rezultatul este mânia copilului. Când suntem severi, nejustificat, ne răzbunăm pe ei. Pe bossul de la lucru nu poți să-l bați, nu-i așa? Deși ți-ar face o mare plăcere să-i dai câteva, nu? Dar vii acasă și îți descarci furia pe copil, că ăsta, săracul, nu se poate apăra. De câte ori ați bătut în coltul altuia? Hai să fim serioși. Sunteți sinceri cu treaba asta? Eu am bătut în contul fraților de la biserică. Am venit într-o duminică seara acasă, după o ședință din aia ce știu eu, cu copii în mașină, ăștia au făcut gălăgie, m-am întors și am pocnit una unuia, dintre care l-am prins. Eu știu, a fost în spatele meu și mi-a fost rușine pe urmă de treaba asta. După câteva maile m-am întors și am zis, babi, știi de ce te-a lovit tati?
Și babi a zis foarte inocent, nu, că cum să știe săracul de ce l-am pocnit eu, nu? Acum era foarte greu să explic că l-am pocnit în contul unuia de la biserică, pe care n-am putut să-l pocnesc, nu? Mă dădea afară. Adeseori ne răzbunăm pe copiii noștri, suntem extrem de severi cu ei, aspri cu ei, pentru lucruri triviale, pentru lucruri de nimic. Devin ținta descărcărilor noastre, nu? Pentru că ei sunt la îndemână și nu se pot apăra, sunt lipsiți de apărare. Nu facem altceva decât să le stârnim mânia. Apropo, aș vrea să spun asta mai ales mamelor astăzi, dacă îi disciplinați pe copiii dumneavoastră și vreți să simtă treaba asta, nu-i bateți de jumătate, cum fac mamele. Nu mai pocnesc așa puțin, o trag un pic de ureche, un pic de păr. Nu faceți altceva decât să-i provocați mai rău, să-i enervați și mai tare. Dacă vreți să-l bateți, bateți-l bine. Poate să-l până la capăt, nu? Să plângă, să simtă durerea. Pentru că este totalmente neproductiv să lași lucrurile pe jumătate. Nu folosiți, așa cum am auzit dimineața, predica, amenințarea să las că vine taică-te acasă. Vine taică-te acasă. Nu? Și atunci îl aștepți pe tata ca pe zmeu. Prima dată trebuie să vină buzduganul, nu? Îl aștept pe tata ca pe zmeu să vină acasă. Ori modul ăsta de a face disciplină în familie este extrem de defectuos și creează mai multă mânie copilului. Copilul este întărâtat la mânie prin critica lui continuă, prin negativismul permanent, prin umilirea la care îl supunem tot timpul, prin descurajarea în activitatea lor, nu? Prin perfecționismul nostru. Niciodată nu face bine ceva. Eu m-am întâlnit un om adult care și acum, la 40 de ani, era obsedat de amintirile cu taică-său. Zicea, pe bătrânul n-am putut să-l mulțumesc niciodată cu nimic. Mă punea să-i spăl mașina, după două ceasuri spălam mașina, mă băgam sub ea, venea și găsea undeva pe dedesubt că acolo n-am spălat-o. Ce n-am reușit niciodată în viața mea să spăl mașina să fie bătrânul happy. Asta înseamnă perfecționism. Un perfecționist cum intră în casă, vede toate lucrurile în regulă. Pantofii nu stau în poziție de drept, cine știe unde. Nu? Și atunci cu gura pe copil tot timpul. Îl descurajăm în activitățile lui. Nu este în stare să facă nimica. Gunoier o să ajungi. Nu? Atât a auzit ăsta că se face gunoier în final, că altă variante nu este. Criticarea continuă, negativismul, umilința la care îl supune, îl umilim pur și simplu. Nu-l pedepsiți pe copil în fața celorlalți. Este unul dintre cele mai grave, greșeli ale părinților să-l pedepsești pe copil între ceilalți când a făcut ceva. Ăla se bucură în sfârșit ăsta că pe tata. Ha, bine a făcut tata. Pe urmă, copilul ăsta este foarte umilit în fața fraților lui pentru disciplina la care a fost supus. Modul în care vorbim cu ei, cum îi tratăm, nu? Du-te de aici că n-am timp. Nu mă deranja. Du-te la maică ta. Du-te-o întreabă pe ea că toate le știe în casa asta. Nu? Un copil la lecția de geografie, l-am întrebat pe taică-său, tati, unde sunt Alpii? Ce întreabă pe maică ta că asta știe unde sunt lucrurile în casa asta. Când îl trimitem tot timpul la plimbare, când nu avem timp de el, îl irităm pe copil, îl stârnim mânia acestui copil. Și vine ziua când are 16 ani, primește carnet de conducere și hotărăște că el merge la altă biserică la care mergem noi.
Și atunci începem să spunem, mă, biserica asta nu mai face nimic pentru tineret. Frate, faceți ceva, să vină și copiii noștri, să-i atragem la biserică. Țineți predici în limba engleză și ținem și ăștia tot nu vin. Nu? Cântați mai mult în engleză, cântăm și ăștia nu vin. Pentru că nu biserica e problema. El nu vrea să fie în aceeași biserică cu taică-sul. Hello? S-a prins vreun bec roșu? Haideți să o luăm în serios, pentru că problema asta este în bisericile noastre românești, numărul 1. Eu n-am avut de ales. Era o singură biserică în sat, mașină n-aveam, nici bicicletă n-aveam. Unde să te mai duci? N-aveam unde să merg. Că dacă aș fi avut, cred că nu mă duceam la biserica la care mergea tata. Problema acestei relații dintre părinți și copii este extraordinar de importantă, pentru că ea are consecințe, uneori eterne, pentru viața acelui copil. O altă obligație pe care o avem este obligația de a le asigura educația spirituală a copiilor noștri. Educația spirituală a copiilor noștri. Și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Creșteți-i în învățătura Domnului. Învățătura Domnului. Ce înseamnă învățătura Domnului? Cunoașterea Scripturilor. Cunoașterea Bibliei. Creșterea în cunoașterea lui Dumnezeu, într-o relație personală cu Dumnezeu. Copiii erau mici și am decis ca în fiecare seară, mai ales de cum venea frigul în România, nu? Cum venea frigul, începea vara sufletului. Știți asta. Era mai mult în casă, serile erau lungi, la ora 6 deja era întuneric, unde să te mai duci? Și atunci era foarte mult timp, exista foarte mult timp la dispoziție. Și începusem de decizia asta, am luat-o în familie, să avem seara noastră a copiilor. Ora noastră, așa spuneam, ora noastră. La început am zis că este o oră, dar uneori se făcea și două și trei. Dacă copiii mei s-au apucat de predicat, vreau să vă spun că s-au apucat de atunci. Babi ținea predica, Cristi spunea o poezie, îi ascultam, îi încurajam, ziceam amin. Singurul nostru necaz cu Babi era că el credea că Iona este o femeie. Se termina cu A. Dumnezeu a trimis-o pe Iona la Ninive. Băi, bun, o greșit. Formă, era convins că Iona e o femeie. N-am putut să-l lămurim că e bărbat, nici vorba. Era nume feminin. Iona era femeie. Dar timpul acela a contat enorm de mult pentru copii. L-am dus și în America, obiceiul ăsta, am găsit niște cărți care au fost extrem de ajutătoare, erau special făcute pentru dialogul acesta cu copiii. Aveau câte o povestioară foarte frumoasă, de cele mai multe ori inspirată din Scriptură, câteva versete. Și seriile acelea a fost sămânța care s-a semănat în inima acestor copii. Găsiți-vă timp să citiți împreună, să discutați împreună cu ei. Când sunt mici, vai ce timp extraordinar! Sunt receptivi, sunt drăguți, te ascultă și puteți să semănați sămânța aceasta bună a Cuvântului lui Dumnezeu, care într-o zi va încolți, va crește. Faceți educație spirituală cu copiii dumneavoastră. Răspundeți-le la întrebări. Mergeți în textul biblic. Frecventați biserica împreună. Fiți sensibili la întrebările lor spirituale. Din păcate, foarte mulți dintre noi suntem așa de ocupați cu lumea asta, cu munca, cu tot,
și lasă să ocupe maică ta de treaba asta, că așa toată ziua e acasă, nu? Tata este preotul familiei. Nu abandona lucrul ăsta niciodată. Vorbește acestor copii oricând. În cartea Deuteronomului, capitolul 6, unde cuvântul lui Dumnezeu dă instrucțiuni, Dumnezeu dă instrucțiuni în relațiile acestea de creștere a copiilor, iată ce spune aici, și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntare între ochi, să le scrii pe ușurii casei tale și pe porțile tale. În copilăria mea dormeam într-o cameră care nu era încălzită niciodată, nu trebuia să te încălzești tu, nu, focul, nici nu avea cuptor deloc. Dar pe peretele acelei camere era un tablou, cumpărat de mama, cine știe, pe vreo măsură de grâu care a dat-o unui pictor amator care picta pe sticlă. Era un cerb care semăna mai mult cu vaca noastră. Era cerbul pictorului, nu? Cum am auzit azi dimineață. Niște munți verzi, nu conta așa de mult calitatea artistică, dar era un verset din Biblie care a fost, să zic așa, primul verset care mie mi-a intrat în subconștient și nu va ieși de acolo niciodată. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Cineva în casa aceea probabil a zis, eu n-am timp prea mult să mă ocup de copiii ăștia, dar am să pun un verset din ăsta, ori de câte ori se duce la culcare să-l vadă. Dumnezeu spune că e foarte important și cum ne decorăm casele, ce punem pe pereți, pe ușorii ușilor, peste tot. Mesajele care noi le întipărim în mintea copiilor noștri. Puteți să faceți educație creștină nu neapărat prin lecții biblice. Un verset din Biblie poate să facă minuni. Puneți-o undeva la vedere. Decorați-vă casa în așa fel încât să inspire căutarea lui Dumnezeu. Se spune că o văduvă într-o zi l-a chemat pe pastorul bisericii la ea și s-a plâns, zice, uite, am singurul meu copil s-a făcut marinar. Nu-l văd cu ani, pleacă pe mări, nu-l mai văd cu ani. Sunt așa de necăjită. Pastorul s-a uitat în jur și a zis, nu e de mirare. Unde stăteau, în dining room, pe perete, era un tablou uriaș cu o navă cu pânzele sus, spintecând valurile, un capitan cu toate zorzoanele care trebuie, galoanele și cu sabia scânteind în soare, stătea pe puntea de comandă. Și păstorul a zis, nu-i de mirare, fiul tău a stat ani de zile la masă, s-a uitat la capitanul acela în continuu. Și asta a devenit idealul vieții lui. Imaginile sunt extrem de importante. Vegheați asupra lor. Aveți grijă la ce se uită copiii dumneavoastră? Sau aveți grijă la ce vă uitați împreună cu ei? Uitați-vă la lucrurile acelea care îndeamnă și călăuzesc sufletele spre Dumnezeu. Nu o să regretați niciodată. Pentru că educația spirituală se face nu numai prin cuvinte, ci și prin imagini, prin ceea ce ascultăm în mașină, muzica pe care o ascultăm. În al patrulea rând, avem obligația să-i disciplinăm pe copiii noștri. Obligația să-i disciplinăm pe copiii noștri. Cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată, spune Proverbe 13:24. Știu că asta nu-i politică, e corect, în America.
Dar există o vârstă în viața copiilor când durerea este asociată cu binele și răul. Așa ne-a făcut Dumnezeu, știți asta? Că așa ne-a făcut Dumnezeu? Cum am învățat că focul arde, nu? Cum am învățat că curentul curentează, nu? După ce ne-am curentat, după ce am pus mâna pe foc, așa ne-a făcut Dumnezeu, simțind durerea, să evităm răul care produce durerea. Când un părinte pedepsește răul de îndată ce el este comis, copilul, mintea copilului va asocia suferința aceea cu răul pe care l-a comis. Și el știe, dacă pun mâna pe focul ăsta, arde. Nu o să-l mai pună. Nu-l bateți când nu mai știe ce a făcut. Nu? Venea tata acasă și bunica câteodată, știți cum sunt bunicii, stau cu noi tot timpul, mai spunea lui tata ce am făcut, nu? Știți ce spune tata? Zice, dacă îl bat acum pentru chestia asta, nu o să știe de ce l-am bătut. Și nu mă pedepsea. Eu știu că soția dumneavoastră, când veniți acasă, vă dă o listă întreagă ce-a făcut ăsta, de dimineață până seara. It's too late. Răul trebuie pedepsit atunci când se produce. Pentru că nu se ia măsuri imediat asupra răului, de aceea inima oamenilor este plină de rău, spune cartea lui Dumnezeu. Disciplinați atunci când se petrece fără de legea. În Evrei, capitolul 12, versetul 6 la 11, ne spune Pavel că Tatăl nostru Ceresc ne disciplinează pe noi, ne pedepsește ca să ne facă buni. Și ne pedepsește pentru că ne iubește, de aceea ne pedepsește ca să corecteze răul din sufletele noastre și din viața noastră. Disciplina nu este plăcută, nici pentru copil și nici pentru părinte. Cei mai mulți dintre noi evităm pentru că nu ne place treaba asta. Venim acasă cu o inimă bună, nu? Și vrem să avem și noi o seară liniștită și auzim o listă de fără de legi, nu? Și lasă că îl pedepsim noi altă dată, nu în seara asta, că vrem să avem un good evening, good dinner tonight. Obligația de a disciplina copiii este extrem de importantă. Și ultima despre care vreau să menționez în această seară este obligația, responsabilitatea de a ajuta pe copii să-și găsească drumul în viață. Aici am vreau să mă opresc puțin și să vă spun ceva foarte important. Iată un cuvânt din Proverbe 22, versetul 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Foarte mulți dintre noi am auzit predici și explicații și asta este prima care ne trece prin minte, că această cale pe care trebuie să-l învățăm pe copilul nostru și nu o să uite nici când o să fie bătrân, este să-l învățăm Biblia, să-l învățăm calea spre Domnul, să-l învățăm, nu la asta se referă aici. Cuvântul este folosit în Vechiul Testament, în Genesa, capitolul 6, în care ni se spune că pe vremea lui Noe toate făpturile și-au stricat calea pe fața pământului, și-au stricat calea. Ce cale, Domnule? Că nu umblau pe calea Domnului, nu animalele și celelalte făpturi. Li s-a stricat destinul pentru care au fost create de Dumnezeu. Nu? Mă gândeam zilele astea la Charlie. Charlie este făcut de Dumnezeu un cățeluș să iubească pe stăpân până la moarte. Okay? Dacă Charlie și-ar strica calea, știți ce ar însemna? Când vin acasă să mă muște. Nu? Să se poarte ca o pisică. Ar fi nenorocire. Pentru că Dumnezeu a făcut pe ființa asta, pe cățelul ăsta, l-a făcut cu o cale, are un proiect divin, are un scop în viață. El se poartă conform blueprint-ului, proiectului dumnezeiesc.
Dumnezeu a făcut fiecare animal cu o cale a lui în lumea asta, în existența asta. Știți că și fiecare din noi oameni avem calea noastră? Știți că suntem, de ce suntem așa de diferiți unul de celălalt? Pentru că fiecare dintre noi avem și o chemare din partea lui Dumnezeu diferită de celorlalți. Nu seamănă calea mea cu calea ta. Dumnezeu te-a făcut într-un mod unic în lumea asta. V-aș recomanda o carte de citit, puneți mâna pe ea, cred că o mai avem și în limba română, este în limba engleză, lui Max Lucado, se cheamă, mi se pare, Vindecarea de o viață banală. Vindecarea de viață banală. Știți când te vindeci de viața banală, viața plictisitoare? Din momentul ce îți găsești calea în lumea asta, din momentul ce ești unde trebuie, în momentul acela ești extrem de fericit. Te simți util. Nu mai contează efortul, nu mai contează nimic, ești exact acolo unde te vrea Dumnezeu. Ești în calea pentru care te-a creat Dumnezeu. Se spunea despre Michelangelo că atunci când picta, uita de sine, uita să mănânce, era plin de vopsele din cap până în picioare. Ore în șir stătea, aproape nu mai putea coborî de pe scările acelea când picta Capela Sixtină. Agonie și extaz. Sigur că da, pentru că era exact acolo unde l-a creat Dumnezeu pe el. Făcea exact ceea ce lucru pentru care a fost creat. Era în calea lui. Ascultați-mă bine, încercați să găsiți în viața copiilor dumneavoastră calea asta pentru care i-a creat Dumnezeu. Să-și găsească destinul, să-și găsească locul. Nu-l forțați în calea voastră, nu-l forțați să facă ceea ce n-ai putut tu să faci. Doamne, am vrut să mă fac pianist, nu? Am muncit enorm, am dat examene, am picat, nu mă recunosc alții, dar copilul ăsta meu o să fie pianist, doamne, o să fie pianist. Cheltuim bani cu el, trimitem la profesor, de cum știe să stea în picioare la pian cu el. Am cunoscut exact o familie de genul ăsta. Când a scăpat de părinți, s-a făcut avocat. A plecat, s-a făcut avocat. Probabil chemarea lui nu era deloc de pianist. Cânta grozav, cânta bine, cânta mecanic, cânta forțat, cânta cum spuneau alții. Dar nu era calea lui. Cheltuiește timp să afli calea copilului tău, să afli proiectul lui Dumnezeu pentru el și călăuzește-l într-acolo. Călăuzește-l într-acolo. Una dintre beneficiile extraordinare a educației pe care evreii o dau copiilor este că majoritatea evreilor sunt într-un kibuț. Kibuț este o familie foarte mare. Știți ce fac evrei din kibuț? Când văd că Itzig are talent la matematică, nu? Adună bani și îl trimit la matematică pe Itzig. Dacă mama și tata lui Itzig voia să-l facă pianist, îl trimiteau la pian. Sau dacă mama și tata lui Itzig n-aveau bani să-l trimite la facultate, îl trimiteau să facă agricultură, strungărie, construcții, cine știe unde. Dar pentru că această comunitate are bani și investește în calea și chemarea fiecăruia, rezultatele sunt spectaculoase, ieșite din comun. Credeți că întâmplător 33% din premiile Nobel ale lumii le au evrei? Nu. Nu e întâmplător. Pentru că acești copii sunt călăuziți pe calea pe care o au. Cineva îi ajută să-și găsească calea și să-și o urmeze.
Nu este de mirare că marile descoperiri ale științei vin de acolo. Că mari oameni ai lumii vin dintr-un asemenea concept. E fantastic, e nemaipomenit. Încercați să vedeți care este scopul lui Dumnezeu pentru copilul vostru. Și ajutați-l să-și găsească drumul în viață. Dacă regret ceva în viața asta este că n-am știut aceste lucruri până la mai bătrânețe, când n-am mai putut să le aplic. Dar dumneavoastră aveți copii tineri. Auziți-mă bine ce spun. Căutați să vedeți care este chemarea lui Dumnezeu pentru copilul dumneavoastră și ajutați într-acolo. Facilitați-i. Poate că vă enervează, mă, cum vine acasă, desenează. Desenează pe pereți, desenează pe ce găsește. Nu? Când pune mâna pe hârtie, desenează ceva pe ea. Toată casa e plină de desenele lui. Nu? Face cai de-ai lui. Nu? Face, tot timpul desenează ceva. Nu te supăra pe treaba asta. Nu-i spune, băi, lasă prostiile astea, pune-te și tu la un lucru serios. Sapă în grădină. Nu? Taie iarba. E timp și pentru tăiat iarba. Dar dacă vezi chemarea asta, ajută-l, sprijinește-l, du-l în direcția respectivă. Dacă vezi că îi place matematica, ajută-l în direcția asta, dacă poți, dacă mai știi matematică. Facilitează-l, ajută să-și caute calea în viață și atunci nu se va abate de la ea când va îmbătrâni. Proverbe 22:6. Vreau să închei în seara asta urând tuturor taților Happy Father's Day. Happy Father's Day. Niciodată salutul ăsta și urarea asta nu e așa de frumoasă decât din partea copiilor și să nu mai spun a nepoților. Au venit la mine astăzi și a fost o mângâiere pentru sufletul meu. Joel mi-a scris special un card. Happy Grandfather's Day. Yeah. Sper să, când ajung ăștia să fie mari, să instaureze cumva prin politică, să avem și noi bunici o zi din asta pe an, nu? Happy Father's Day, Happy Grandfather's Day. Tuturor taților, deci, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să aveți în continuare o zi binecuvântată de Dumnezeu. Nu uitați de aceste responsabilități uriașe care le avem. Asigurați cele necesare copiilor, nu întărâtați la mânie, educați-i în cele spirituale, disciplinați-i dacă este necesar și apoi, mai ales, în ultima parte, nu uitați asta niciodată, ajută-l pe copil să-și găsească drumul în viață, să-și găsească chemarea care o are din partea lui Dumnezeu. Va fi fericit întreaga lui viață, se va simți împlinit, și Dumnezeu va face lucruri deosebite cu un om care este la locul la care l-a chemat El. Haideți să ridicăm cu toți în picioare, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cuvântul lui Dumnezeu care l-am auzit, pentru lucrurile acestea și să ne rugăm Domnului să binecuvânteze pe tații noștri, să ne rugăm Domnului să ne ajute să fim tați mai buni și să cerem binecuvântarea noastră peste toată familia noastră. Ne rugăm. Doamne,